a se aprecia una bucată urs, bine, și eu și bluza. Astăzi, dragii mei, vreau să fac alături de voi o specie de pregătește-te cu mine, vlog, update, ce se mai întâmplă cu viața mea, de ce n-am postat ieri, de ce nu mai postez vloguri, daily vloguri mai exact. Vreau să discutăm, așa că în timp ce mă aranjez, că trebuie să plec și eu până într-un loc, vreau să mă machez și vreau să îmi întind puțin părul cu placa, că doar ce l-am spălat, imediat revin și la partea cu părul. Aici o să vă și povestesc ce s-a mai întâmplat cu viața mea, de ce n-am postat ieri și așa mai departe. Astea fiind spuse, nu o să ne axăm pe produse, nu o să vă vorbesc de ce produse folosesc, o să vă las aici printr-un colț al ecranului ce produs folosesc și denumirea lui, ca să nu ne lungim asupra produselor, pentru că până la urmă vreți să știți ce se întâmplă cu viața mea. Ei, bine, dragii mei, începem clipul de astăzi, începem vorbăria. Aduc și eu o, doamnă, o grindă puțin mai aproape, se deranjează aici. A, se apreciază hanoracul meu. Băi, de când îl am, moartă sunt cu acest hanorac după el. Adică nu mai pot să l-aș purta, e super gros. Amazing. Bun, urechi, pentru că urmează să îmi dau cu creme și cu alte năbădăi pe față. Uite ce bine stă părul. Dragii mei, deci n-am postat ieri. Prima chestie de abordat în clipul de azi, aveam o ațișoară pe ei și așa am început clipul. Cred că e un început de clip fenomenal. Ieri nu am fost acasă ieri, am fost plecată și internetul, dragul de el, mi-a jucat feste. Ce s-a întâmplat? Eu am plecat la teren și acolo iaca nu am avut internet absolut deloc, dar practic tot weekendul, că mi-am luat calculatorul cu mine, hai să facem treabă, nu am avut internet. Cei de la Vodafone au avut o problemă tehnică cu rețeaua mea de internet în ceea ce privește telefonul, rețeaua de date, și m-au sunat ieri pe la 12 să-mi spună că nu o să ai internet până luni seara, adică până m-am întors eu acasă. Nu am fost activă nici pe Facebook, nici pe Instagram, că de obicei când nu postez clipuri dau explicații, bă fraților, vedeți că nu am internet să sui un clip, sau eu mereu vă anunț pe Instagram și pe Facebook, chiar și pe retele de socializare aici pe YouTube, mereu anunț. Dar ieri chiar nu am avut nici măcar să anunț internet, așa că ce să faci, ce să nu faci? Trebuie să faci un clip în care să explici populației de ce nu ai postat. Aveam pregătit un daily vlog. Săptămâna trecută, practic, am filmat un daily vlog, dar am renunțat la ideea de a-l posta astăzi, din simplu motiv că s-au întâmplat chestii ieri care nu mai au legătură cu ce am vorbit săptămâna trecută. Și de aici intrăm în treaba asta cu ce se întâmplă în viața mea. Trecem printr-o perioadă mai dificilă, nu neapărat, că e o perioadă frumoasă, dar s-au cam complicat lucrurile în ceea ce privește achiziția viitoarei noastre case, ieri chiar. Și în vlogul de săptămâna trecută pe care l-am filmat, vă povesteam, vă arătam cum am împachetat, ce am mai făcut, că ne mutăm, că alea. Și ieri să afli chestii pe care nu le știai despre casă și care te dau înapoi și încă nu suntem pregătiți să facem pasul până nu avem anumite acte la îndemână. Din acest motiv am decis să nu mai postez clipul ăla, pentru că acolo ofeream multe informații despre mutare și așa mai departe și nu avea coerență cu ce urmează, mai ales că eu săptămâna asta chiar aș vrea să filmez un daily vlog. Nu am luat pauză din a face daily vlog, că multă lume îmi spune: Elena, nu mai postez daily vlog-uri, ce se întâmplă, nu mai vrei să filmezi daily vlog-uri? Nu, caut un corector, să vezi că nu mi-am adus corector. Pare că nu, mă duc după corector și revin la tema cu daily vlog-uri. Deci nu am găsit corector. Corectorul era pe masă, evident, a trebuit să opresc filmarea, să mă duc până dincolo să-mi dau seama când m-am întors că corectorul minunat era pe masă. Bun, nu am încetat din a mai filmat daily vlog-uri, numai că de când ne-am întors din România trecem printr-o perioadă, toată luna lui ianuarie aproape, vedeți și voi că suntem la final și n-am filmat niciun daily vlog. Pur și simplu se întâmplă chestii neprevăzute, schimbări la care nu ne așteptăm. Nu e de rău treaba, adică e de bine, dar nu te aștepți la schimbările de genul și parcă nici nu vine să filmez o săptămână sau să vă spun chestii în vlog și cum s-a întâmplat cu vlogul trecut, să nu se mai întâmple, că după aia nu are legătură, știi? Și după aia lumea începe să-mi sară în cap că, vezi, Doamne, ne minți cu televizorul, alea, nu. Se întâmplă și chestii de genul în viață când pur și simplu nu depinde de tine situațiile. Așa că, momentan, eu am încercat putut ieri să filmez un daily vlog pe toată săptămâna și sper să mă țină să-l postez luna care vine, lunea care vine, oricum luna care vine, că e februarie deja. Așa că mâinile, degetele încrucișate, pumnii strânși, ca să apară lunea care vine un daily vlog corect, corespunzător, pe 7 zile, cum v-am obișnuit și v-am amenințat că îl filmez de când hău. Asta se întâmplă, frații mei, cu daily vlogurile. Nu m-am oprit din ale, nu, pur și simplu trecem într-o perioadă foarte agitată din toate punctele de vedere. Schimbat de școală, schimbat de multe chestii. Este o perioadă pentru noi, ca să vă faceți o idee și să vă bag așa puțin în temă, să înțelegeți despre ce vorbește Elena în clipul de astăzi. Pentru noi este o perioadă de tranziție, o perioadă de schimbare, ceea ce implică mult timp și uneori nici aici nu pot fi activă. De exemplu, am lăsat puțin deoparte Instagram-ul, nu mai merg la pozat, nu mai fac din când în când Insta Story și ce poze mai fac prin casă le postez pe Instagram, dar nu mai am rutina aia de hai să mergem la pozat, pentru că practic nu am timp. Între fă ordine în casă, aranjează-ți chestiile pentru mutat, cu ce rămâi, cu ce nu rămâi, chestii inutile, toată tevatura asta cu acte, că nu e așa ușor să te muți, mai ales că noi vrem să ne mutăm dintr-un oraș în alt oraș, la vreo 600 de kilometri, tot aici în Spania, dar vă dați seama că e o întreagă tevatură și e mult de umblat, de înștiințat, mai ales că fiecare comunitate în Spania are legile ei, școala e altfel, unde o să ne mutăm nu o să aibă același program, multe, multe schimbări care necesită de noi, așa că din acest motiv nu prea sunt, cel puțin pe rețelele de socializare, clar, nu sunt ca înainte. Vor avea de suferit, da, pentru că am observat că Instagram-ul, când postez o poză, nu mai trimite la toată lumea și Facebook-ul la fel. La fel și YouTube-ul, dar pe YouTube măcar sunt constantă, încerc să fiu aici prezentă și dacă se mai întâmplă de acum până aprilie în vară, să zicem, aprilie clar nu e vară, e primăvară, dar din aprilie până în vară avem de gând să facem tranziția, să scăpăm o dată. Ei, lunile astea o să fie ușor complicate pentru noi și am decis să vă înștiințez că dacă mai lipsesc într-o zi, s-ar putea să am fie probleme cu internetul, fie probleme personale care au nevoie urgent de mine și nu pot fi practic aici pe YouTube. M-am gândit și la varianta să reduc clipurile lunile astea, dar am zis că mai bine reduc rețelele de socializare precum Instagram-ul, Facebook-ul, peretele de socializare aici pe YouTube și mențin clipurile de luni până vineri, pentru că dacă aș schimba, aș avea mult de pierdut în vizualizări și nu numai în legătura mea cu voi. Și așa am decis să păstrez, după cum vă spuneam, de luni până vineri postăm, dar sunt mai departe de rețele de socializare, adică am mai eliminat din timpul pe care îl acordam și de asemenea am eliminat partea, nu în totalitate, dar o dată pe săptămână mă uit acum peste comentarii, ceea ce în mod normal făceam în fiecare zi. Așa că comentariile, mesajele de la voi au o zi specială, o dată pe săptămână, unde răspund, mă uit peste toate, nu le las neîngrijite, dar ca să știți, dacă răspund greu, se întâmplă lucruri în viața mea care au nevoie de mine, dar să vedeți voi ce fain o să fie după, că după ce se termină lunile astea mai critice pentru noi, o să fie tare, tare frumos, dragilor, o să avem clipuri noi pe canal, am o grămadă de idei odată cu mutatul, așa că pregătiți-vă că ce va să vină e super interesant. Acum trebuie să mă răbdați așa, că mai lipsesc, că eu încerc, repet, pe YouTube să fiu constantă, dar pe rețele de socializare este greuț, pentru că multe chestii de făcut. Promit că odată ce termin, o să revin în mare, mare forță. Asta e cu viețile noastre. În rest, suntem bine, sănătoși, avem planuri faine pentru viitorul apropiat, vreau și eu să-mi aplic un blush în viața asta. În ultimul timp nu prea am timp, să mă machez, așa că în daily vlog-uri cel mai probabil, dacă filmez daily vlog-ul săptămâna asta, o să var practic nemachiată. Asta este singura zi, de fapt am de filmat, trebuie să mă machez, că eu de obicei când mă machez filmez, așa că na, n-ai ce face, Elena, dar să știți că în ultimul timp nu acord prioritate make-up-ului pentru că nu am timp de el. Am aplicat blush, hai să aplic și puțin highlighter. Cred că asta era tema cea mai importantă pe care vreau să o discut cu voi. De ce nu mai sunt atât... Oh my god! De ce nu mai sunt atât de activă peste tot? Fraților, nu se întâmplă, nu-s bolnavă, că eu când sunt bolnavă, vai, nu, am fost și bolnavă. Deci ca să vedeți ce luna lui ianuarie, ce început de an minunat a avut Elena. Spuneam, trecem printr-o perioadă mai palpitantă, e adevărat că e frumoasă, că na, ni se îndeplinesc visele și e fain, dar în ceea ce privește eu și voi, relația noastră are puțin de suferit. Astăzi o să-mi fac un machiaj foarte natural pentru că unde trebuie să merg, nu trebuie să apar, nu știu, cu smokii sau mai știu eu ce, așa că vreau să luminez oarecum ploapa mobilă și să îmi aplic un tuș și aia este toată treaba. Dacă toți suntem la capitolul de vorbă cu voi, vreau să vă întreb dacă sunt doritoare pentru tutoriale de croșetat. Am primit câteva mesaje în privat să reiau seria asta cu tutoriale de croșetat pentru că multe dintre voi vreți să învățați și mă gândeam ca pentru săptămâna asta sau cealaltă să filmez un fel de tutorial de cum să faci o căciuliță urs sau niște protecții pentru masă, pentru pahare. Așa că sunt curioasă să-mi spuneți în comentarii dacă sunt doritoare. Eu cu mare, mare drag pot filma asemenea clipuri, mai ales că dau idei noi, fie pentru joburi, fie pentru voi acasă. O să-mi aplic tușul, așa că o să tac din gură, că dacă nu tac din gură mi se ieși cine știe ce, și imediat după revin cu alte informații mișto. Ha, evident, luminozitate super extremă, super maximă, stați așa să facem ceva cu viața noastră. Așa, tăticule, linia de tuș nu mi-a ieșit extraordinară, dar merge pentru ce vreau eu astăzi. Parcă asta e mai lungă decât asta. Acum să vorbim despre conținut și ce se întâmplă cu acest canal minunat. Din cauza lipsei de timp, este adevărat că în ultimul timp mă axez mai mult pe clipurile de beauty, nu neapărat că trec printr-o perioadă minunată cu machiajul și vreau să experimentez, ci pur și simplu, trebuie să fiu sinceră la faza asta cu voi, clipurile de testez, chestii de make-up și așa mai departe sunt cele mai simple pentru mine de filmat și de editat și în perioada asta în care sunt foarte agitată, trebuie să mă înțelegeți pentru că sunt agitată și, fără timp, optez pentru genul ăsta de clip. Asta nu înseamnă că conținutul meu se îndreaptă mai mult către beauty, deși în momentul de față ăsta e adevărul că se îndreaptă mult spre beauty, dar nu vreau să, nu știu, să creadă lumea sau să credeți că de acum încolo va fi numai despre make-up, pentru că eu am și alte pasiuni, din acest motiv vă întrebam despre croșetat, vreau să reiau puțin și partea cu gătitul, cu rețete, pentru că știu că vă place și partea asta, dar clipurile de genul, care îmi plac foarte mult să le fac de altfel, necesită enorm de mult timp. De exemplu, un clip cu mâncărică mi-a o zi întreagă să-l filmez, să-l editez, să toate alea. Și în momentul de față, da, trebuie să recunoști în viață când treci prin perioade mai dubioase și să fii sincer cu tine și cu cei care te urmărești, să spui, bă frate, uite, asta e cu ce mâncăm în perioada asta, trebuie să mă înțelegeți în oarecare măsură că asta e perioada asta a vieții mele și e ușor palpitantă și dificilă. Nu este Elena la adevăratul ei randament, pentru că cu toții știm cu ce se mănâncă acest canal, mult divertisment, multe năbădăi pe canal, multe cumpărături de la asiatici și testate în clipuri, rețete de bucătărie, clipuri, daily vloguri, adică lifestyle. E, în ultimul timp ați cam dus săraci de voi lipsa și eu duc lipsa clipurilor olorada. Îmi pare câteodată și rău că nu pot să dau ce mai bun din mine și că îmi fac clipurile astea de frumusețe, între ghilimele, de beauty, că sunt mai ușor de făcut. Dar, mulți o să-mi spuneți în comentarii, na, iau o pauză, faza e că la mine pauza ar dura 5-6 luni și vă dați seama că ce faceți 5-6 luni fără Elena? Nu se poate, nu se poate, așa că, uite, mi s-a murdărit treaba pe aici, așa că încet, încet ne recuperăm, ne revenim la normal și toate cele și încercăm să fim cât se poate de coerenți și încerc eu pe cât pot și pe cât îmi permite timpul să fac chestiile cât mai bine cu putință. M-ați văzut în clipuri și mai obosită, și mai răcită, și mai bolnavă, dar na, ce să facem? Asta e viața de la vlog, a? Uite, asta este make-up-ul pe care l-am efectuat împreună cu voi acum. Ruj să aplic și cam am terminat, trecem imediat la partea cu părul. Stați să-mi aplic rujul. Vedeți că merg, e foarte natural. Afară plouă îngrozitor. Toată săptămâna plouă, nici nu știu ce daily vlog vreau să vă ofer eu vouă, că afară plouă toată săptămâna, practic nici nu ieși din casă, dar na, asta este, ce să facem? Se mai întâmplă și la case mai mari. Ok, o să îmi dau asta jos, părul încă îl am ud și trebuie să vă povestesc și despre faza cu părul, pentru că în ultima perioadă nu mai folosesc nimic pentru păr și când zic nimic este nimic, șampon și atât. De când mi-am tăiat vârfurile, alea portocalii, galbene, în fine. Acum asta e părul meu natural și multă lume mă întreba în comentarii: Elena, te-ai vopsit? Nu, dragii mei, asta este culoarea mea, nuanța mea, e un fel de ciocolată cu lapte și depinde cum dă soarele pe ea, se vede mai deschis sau mai închis la curoare, după cum se poate observa. În aceeași măsură vă spuneam că decât șampon folosesc și merge foarte, foarte bine. Am un păr, slavă Domnului, minunat, care de când e sănătos, fără chestii aditivi, fără vopsea în păr, îi merge de numai. Și șamponul pe care îl folosesc, ce credeți, este Head and Shoulders. Că am rămas fără și am zis că văd dacă merge bine cu el, hai să-l folosesc. În momentul de față, după cum se vede pe aici, mai am încă păr ud, pentru că dimineața asta am efectuat o dușuială, o băiță, și vreau să-l îndrept puțin pentru că a prins așa un fel de onduleu, iar aici în față aș vrea să-i fac cu placa niște, nu știu, întorcături, ceva de genul, și am zis să fac treaba asta alături de voi. Una bucată placă pe care o punem imediat la încins. Așa, să dăm drumul. Poți să-i nu? După întreruperea de rigoare, pentru că așa e la mine în casă, zic să continuăm. Am prins placa, pe asta am testat-o noi într-un clip aici pe canal, cât e? 180, ok, e bine. O să-mi fac așa, îmi dau părul într-o parte și încep să îi dau puțin cu placa, cât să stea și el puțin drept. Acum, de când am părul așa de o lungime medie, vedeți că începe să se facă aici forme, pentru că atinge, cum ar veni, umărul și începe să aibă forme ciudățele. Din acest motiv mai optez pentru placa. Înainte, când foloseam mai des placa, tot pe păr scurt o foloseam pentru că aveam aceeași problemă și îmi plăcea să o folosesc la fel pe păr semi-ud, nu ud-ud, să fie totuși uscat, dar odată ce e așa semi-ud și imediat după baie, să știți că mie personal îmi stă părul drept mult mai mult timp și cârlionții, la fel se întâmplă și cu ei, îmi stă mult mai mult timp drept, ăștia drepți, cârlionți drept, Elena, așa ondulați. Dacă îi fac imediat după ce îmi spăl părul, cu părul curat. Nu știu cum este în cazul vostru, aștept să-mi spuneți în comentarii, dar eu cam așa e trecut situația. Uite ce făinuc arată părul în partea asta acum. Voi face aceeași treabă și în partea asta altă. Vedeți că nu îl iau pe secțiuni, nu, pentru că eu nu vreau ceva super slim, nu am părul, dacă aș avea părul ondulat, da, l-aș lua pe porțiuni și l-aș îndrepta cum trebuie bine, dar având un păr destul de drept, nu cred că am nevoie de așa ceva. Omul puțin aici în partea de jos, după cum se poate aprecia, iar restul în partea de sus nu am nevoie, pentru că e destul de drept părul. Și fiind tuns așa în scări, vedeți că e filat, tinde mereu să se întoarcă, să se facă așa ondulat. Uneori îmi place, alteori, precum astăzi, optez să-l îndrept aici la vârf. Placa asta, să știți că este destul de ok. Am aruncat aproape tot ce înseamnă ustensile pentru făcut părul. Mai am în casă decât placa asta și un ondulator de pe AliExpress. Atât, nu mai am nimic de aranjat părul în casă. Nu le-am aruncat, le-am dat mai departe, le-am dat lui mătușii mea în mare parte, pentru că ea avea așa iluzie, nu știu, avea încântare de a testa ce mai aveam eu pe acolo. Aveam un întorcător, un drot, adică ondulator de păr. Aveam și ondulatorul ăla automatic, tot de la brandul ăsta Irresistible Me. Ăla, să știți că l-am folosit decât câteva ori, la păr lung nu prea aș făcea el treaba și am rămas exact cu ceea ce foloseam și ceea ce mi era la mai îndemână, pentru că droturi și alte nebunii aveam, fie nu-mi făceau cum trebuie bucla, fie nu mă înțelegeam eu bine ca și cu cel automatic, așa că am rămas cu asta care poate face și onduleuri și cu drotul de pe AliExpress pe care îl cunoașteți de ceva timp, l-am de un an, jumătate, e drotul ăla conic așa, care face bucle destul de strânse, destul de interesante. Și după cum spuneam, ăsta face și bucle, e destul de ochioși. Ok, cred că o să-mi las așa părul, vreau să-mi fac ceva în față, dar nu știu dacă să-mi fac sau nu. Aș fi vrut să-mi fac o buclă. Vreți să vedeți cum îmi fac buclele cu placa? Ha. Dacă toți suntem, uite, întorc placa cam așa și încep. A? Și cam asta este bucla. Nu sunt niște bucle exagerate, sunt niște bucle destul de subtile, nu prea se cunosc, dar când îmi îndrept părul și vreau ceva, nu știu, volum în față, cam pentru asta optez eu. Ia să vedem aici. Ok. Uite, și asta a ieșit destul de decentă și ok. Aștept să se răcească. Vedeți? Cam așa arată nebunia la mine în păr. Acum le desfac așa puțin și le las să se ducă în zona asta de spate ca să stea așa părul puțin mai interesant, să zic. Ei, după ce mi-am făcut părul și machiajul alături de voi și am clarificat niște situații care trebuiau evident clarificate, urmează să mă îmbrac. Am ales, uite, cămașa asta de la Lefties, ați văzut-o, nu? Hai că o pun pe mine și vedeți așa cum îmi stă, cel puțin în partea de sus, pentru că în partea de jos o să mă îmbrac mai târziu, dar ca să vedeți în mare ce o să port și să vedeți cum combină cămașa cu ce am la ochi, zic totuși să vă luați momentul de inspirație, nu? Ei, cam așa arată combinația de asta, că părul ăsta a luat o razna aici, trebuie înfășurat așa cu următoarea șoviță, că se mai întâmplă și chestii de genul și la case mai mari. Așa o să mă îmbrac astăzi, destul de ok, și să nu credeți, în viață că Elena pleacă fără spray fixant pe față. Da, trebuie să punem pentru că parcă altfel machiajul arată prea mat. În momentul de față îmi plac machiajele mai strălucitoare, mai glowy. Uite ce schimbare, ce nebunie. Lăsăm puțin să se usuce toată nebunia aici pe față. Aranjăm o țărâcă părul. Cercei cu perle pe care nu-i mai dau jos de o lună și ceva. I-am luat de pe AliExpress și pe ei, să nu credeți. Și când am făcut coronița aia cu multe perle pe ea, ei, mi-au rămas cercei și uite, îi port. Sunt absolut minunați, adică perfect, sunt. Și foarte ieftin, unde mai pui. Ok, aici mi se distruge o chestie. Fixativ nu am, perfect. Bun, dragii mei, ăsta este Get Ready With Me, adică pregătește-te împreună cu Elena și vorbește. Vă mai împărtășește și ea din chestiile ei, ce o macină, ce o frământă în perioada asta a anului. Să știți și voi ce se întâmplă când Elena nu filmează. Elena are o viață puțin mai agitată în momentul de față, dar o să treacă și o să fie foarte, foarte frumos. Știu că mă înțelegeți, nici nu se pune problema, dar să știți de la mine, să vă spun eu direct ce se întâmplă. Ce se întâmplă cu Elena, ai, dragilor, sper că cu acest video am clarificat anumite situații în ceea ce ne privește pe noi, pe legătura asta dintre noi. Astea fiind spuse, stați așa că mi se arde masa de la placă. Formidabila Elena revine din nou. Ha-ha. Dragii mei, ne vedem de mâine până vineri la 7:30 cu clipuri noi care sper să vă placă la fel, de mult ca acesta. Până una alta, vă las în continuare, uite, pe aici cu alte clipuri. Ne mai vedem și pe Instagram și pe Facebook din când în când, mai fac chestii și pe acolo, adică din când în când mai facem ceva și acolo. Și gata, până aici clipul de astăzi. Eu vă pupăcesc extrem, până mâine, tanam, tanam, adios, noapte bună, pa!